Sivota este considerat satul cel mai pitoresc al insulei și cucerește prin apele cristaline, prin micul său port și prin plajele superbe care se găsesc în jurul acestuia. Da. Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutarea interesantului. Iar astăzi suntem în Sivota, cel mai tradițional sat din insula Lefkada. Și începem explorarea acestui sătuc, bineînțeles, de dimineață la o cafea. Sunt împreună cu Victoria și explorăm această minunată bijuterie, un mic port și un sat super tradițional din această insulă albă. După cum te-am obișnuit, începem cu cafeaua, bem un pic de cafea și apoi mergem să explorăm și să spun câteva lucruri despre acest minunat sătuc. Are you agree with me? Da. They are so beautiful. So how shiny is this? Lăudat ca fiind cel mai pitoresc sat al insulei, Sivota cucerește prin apele cristaline și plajele deosebit de frumoase care se găsesc în jurul său. Deși nu este un sat al tineretului, o localitate în care petrecerile și cluburile să fie la mare căutare, am citit că media de vârstă a oamenilor care vin în această localitate vara este între 50 și 60 de ani. Dar asta nu te împiedică să vii într-o plimbare până aici, în acest minunat sătuc. Portul este unul îngrijit, casele pescarilor s-au transformat în pensiuni, o plimbare prin acest minunat sătuc, o cafea sau poate o masă îți va aduce energia de care ai nevoie. După cum ți-am spus și mai devreme, sătucul nu este un centru al amuzamentului și distracției, dar este o localitate prin care sigur vei trece dacă vei merge la cele mai importante plaje din această insulă. Sătucul este construit în jurul acestui port pe două străduțe. Strada principală de la port, pe care suntem acum, în care se află câteva restaurante și taverne, și strada secundară, pe care vom merge imediat, unde sunt pensiuni și hoteluri. O iau pe Victoria și mergem la o tură prin acest minunat sătuc. Vegetația luxuriantă, apa cristalină și atmosfera liniștită te vor fascina. Noi suntem fascinați! What are like crystal, amazing vegetations are so beautiful. Insula Lefkada este una dintre cele mai frumoase insule din Grecia și singura insulă din Grecia în care poți ajunge cu mașina. Pentru a ajunge aici, treci printr-un tunel subacvatic de 4,5 km și plătești 3 euro. Da? Da. Ne-am terminat cafeaua și acum te iau la o plimbare în acest oraș. Dar înainte de asta, hai să plătim. Ca să-ți faci și tu o idee, am avut două cafele, două Freddo și o înghețată. Hai să vedem cât costă. La plerosul, hai să vedem. 8 ori. Deci, după cum vezi, am plătit. Ne-am făcut și un nou subscriber, ca în fiecare loc prin care trecem, tot timpul găsim câte un nou abonat. Ne-a costat 8 euro, două Freddo și o înghețată, în acest minunat și liniștit port din Sivota. We go for a walk! Da! You see? After there will be so beautiful! Oh, very beautiful! They smell? Yes, you see? Yes! Smell good? Like honey, yes. Oh, and this flower from right there is beautiful. Yeah, what is this? This Greek traditional, I think. Everywhere is this. Wow, how beautiful. Look how big they are. Cuckoo! Amazing. I never seen such a big trees with flowers. And look, it's very big tree. Ah.
două străzi. Strada principală și a doua stradă. Noi suntem pe a doua stradă. There was smell of Romania. Like what? Like all this mamaliga. Mamaliga, yeah. Smell mamaliga. Casa Limonie. You see? Casa Limonie. Look. It's lemon house. Yes. They're like melons. This is small. And we will probably start. Look, when in such a small area, you see pots with flowers. We arrived to the main street. The main and the only one, I think. Oh, I see a duck. Look, who's here? Whoa! We have two ducks. Yes, and they're so big. They're so beautiful. It's so immense, you know? How you understood? If a duck with a green head, it's man. If duck full brown, it's woman. From here, you can see the panoramic view to all this village. Și are și o mică plajă. Even the small beach. Yes, very small beach. I think it's for fishing, not for swimming. And a big port for a whole village. Whole village is like one big port. From here you can go everywhere you want. How you don't see? It's you and me. Am terminat plimbarea în acest minunat sătuc. Ne-am băut cafeaua, am dat o tură printre străduțele astea, sunt doar două după cum ți-am spus, și acum mergem la mașina noastră. Cam atât pentru astăzi. What? You have something interesting to say? I fell down now, but you didn't see. They saw you. No. Yes. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Eu și cu Victoria vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace! Yeah.